Ăsta nu va fi un video obișnuit de al meu, în măsura în care clipurile mele pot fi catalogate drept obișnuite. Ok, atunci am să spun că va fi și mai neobișnuit decât de obicei. De ce? Pentru că de data asta subiectul mă interesează maxim în mod direct. Nu, n-am luat virusul și nici măcar nu este vreo bârfă ce i-ar putea interesa în mod deosebit pe vreunii. Dar mă interesează în cel mai înalt grad pe mine, personal pentru că se leagă într-o măsură atât de mare de toată evoluția mea ca videograf și pentru că aștept acest ceva de 12 ani. De când m-am însurat, dar nu e asta. Aici am primit ce trebuie, nu mai aștept altceva. Mamă ce vag sună asta și ce -am să mi-o fur eu. În fine, hai să vă spun întâi o poveste scurtă, scurtă și nemaipomenită. Acum aproape 12 ani îmi cumpăram acest aparat, această cameră, cum vreți să-i spuneți. Și an de rândul, zeci, dacă nu sute de emisiuni TV, de clipuri de YouTube, de reclame și spoturi, de de toate, în afară de nunți și botezuri, au fost filmate cu această cameră. Nu că aș avea ceva cu nunțile, botezurile și întreruperile de moți, dar nu sunt mai thing, nici nu mă pricep, deci nici nu m-am băgat vreodată. Iar camera asta nu este ceva special doar pentru mine, ci este o legendă pentru întreaga lume. Aș îndrăzni să spun că importanța ei este la fel de mare pentru istoria tehnologiei ca însă și apariția primului iPhone cu un an mai devreme. De fapt, pentru ceea ce se numește astăzi videografie, creare de conținut video pentru YouTube sau orice altă astfel de platformă, începe cu asta, Canon 5D Mark II. Canon a creat atunci în 2008, mai degrabă involuntar aș spune, tot ceea ce există astăzi în online în materie de conținut video. Pentru că a zis atât să fie filmare pe această cameră foto, așa cum Dumnezeu a spus să fie lumină. Și nu orice fel de filmare, ci Full HD. Și nu orice fel de cameră, ci una full frame de 35 de mm. Pentru că aceste din urmă aspecte au făcut ca 5 de Mark 2 să intre în legendă. Deodată și de nicăieri, pasionații din întreaga lume au înțeles fulgerător ce căzuse în mâinile lor. O unealtă divină cu un senzor uriaș la bani extrem de puțini pentru ceea ce oferea și care democratiza ceva ce părea a fi desprins din sferele rarefiate ale camerelor cinematografice care costau zeci și sute de mii de dolari la care puteai doar să visezi. 5 de marc II este Prometeu care a furat focul zeilor și l-a pus în mâinile muritorilor. Din clipa aia lumea n-a mai fost la fel o explozie de filme, de reclame, de conținut online, de seriale, care fiecare în felul său a căutat să profite de acest dar divin și nesperat. Eram acolo atunci și am înțeles într-o clipă cât de mare este această revoluție. Sigur, existau și pe atunci camere TV mai scumpe sau mai ieftine, de alea cu trei senzori CCD sau CMOS, dar niciuna nici măcar nu se apropia de bocheul cremos, de feelingul cinematografic pe care îl furniza această cameră cu senzor mare și filmare Full HD. Puteai pune pe el obiective normale foto, luminoase, deloc inaccesibile chiar și pentru acea vreme și hop, imaginea ta arăta cinematografic. Și apoi au venit maestrii care au început să filmeze cu ea și să-și împărtășească experiența tuturor celorlalți în online și hackerii care au început să modifice firmware și soft pentru a obține performanțe și mai bune și adaptoare pentru tot felul de alte obiective și apoi au venit toți ceilalți mari producători din piață care și-au dat seama cât de mare este nișa asta născută din 5 de Mark II. Dar cea mai ciudată reacție, cea mai stranie evoluție au avut-o Canon în înșiși. N-am să-mi explic și n-am să înțeleg niciodată. Parcă speriați de cutia Pandorei pe care chiar ei o deschiseseră, pur și simplu s-au oprit. Adică nu s-au oprit în sensul literal al cuvântului, ci parcă au înghețat acest proiect. Au scos o nouă linie de camere profesionale și semiprofesionale pentru a capitaliza succesului 5D Mark II, mai scumpe, mai complexe, și aici au și mutat majoritatea fierurilor pe care oamenii și le-ar fi dorit pe următorul 5D. Iar aici există o dezbatere ce nu s-a stins nici măcar în ziua de azi. Iar următorul 5D, Mark III-ul pe care l-am avut și eu, a adus doar mici îmbunătățiri incrementale, iar oamenii, parcă pentru a face în ciuda lui Canon, nu au uitat nici până azi bătrânul 5 de Mark II. Au visat mereu timp de 12 ani la ceva care să continue această vână, acel concept născut atunci în 2008. Și acel ceva, în cele din urmă, zilele astea, după 12 ani de așteptare, a venit. Iată. -l. Acesta este adevăratul urmaș al marelui 5 de Mark II, Canon R5. Iată-l în toată splendoarea și trebuie să rămâneți cu mine în acest video. Vă promit că nu vă voi irosi niciun minut din viața voastră, pentru că ceea ce veți vedea este cu adevărat unic în acest moment și absolut senzațional. După 5 de Mark II, care așa cum spuneam, pare să-i fi luat prin surprindere pe înșiși creatorii lui, Canon n-au făcut prost ceea ce au făcut, ci din potrivă. Doar că îmbunătățirile au fost, cum să zic, incrementale, baby steps. Un pic mai bun cu fiecare nouă cameră foto cu valențe video. Pentru că așa cum spuneam, adevăratele valențe video fuseseră mutate pe seria aceea dedicată și intitulată C. C100, C300, C500, mai apoi C200 și mai apoi variantele Mark II și așa mai departe. Dar 5 de Mark 3, 5 de Mark 4, diversele versiuni și variații ale acestora au păstrat cu încăpățânare ul senzorului la filmare, deja are și un nume pe YouTube chestia asta, așa numitul CropGate, au păstrat acei 8 bits 420 și compresiile consumer ale fișierelor video și nu în ultimul rând au refuzat an de rândul cu obstinație să scoată doamne ferește vreun mirrorless full frame, spre dezamăgirea recurentă a fanilor hardcore a talibanilor atașați de ideea asta măreață a lui 5D Mark II, care pur și simplu refuzau să renunțe la Canon. Și asta în vreme ce competiția recupera hulpav timpul pierdut cu pași gigantici și profita maxim de piața creată chiar de către Canon, scoțând unul după altul mirrorless-uri full frame cu capabilități din ce în ce mai avansate de filmare, până și unii care pariaseră totul pe senzorii 4x3, se știu ei cine sunt, până și ăștia au ajuns să scoată un mirrorless full frame dedicat videografilor. Și în tot acest timp, Canon parcă lupta pentru a-și proteja linia dedicată de camere video, mai scumpă și mai nișată, nici nu știu cum să-i zic. Și făcea asta cât se poate de transparent. Iar fanii hardcore, ca mine, așa, deveneau din ce în ce mai frustrați. De deci ce eram frustrat? Eu, de exemplu, și odată cu mine mulți alții. Păi din mai multe motive. Aveam deja o grămadă de obiective Canon, cumpărate cu mari sacrificii în cei câțiva ani de gloria lui 5 de Mark II. Ne plăceau culorile Canon, ne plăcea feelingul cinematografic inegalabil al imaginii, ne plăcea ideea de a avea o cameră foto de top și o cameră video bună în același body și în aceiași bani. Și nu toți eram dispuși să plătim și mai mulți bani pentru o cameră video din seria C. Și în timpul ăsta Canon nu numai că parcă refuza să ne asculte, dar parcă mai făcea și din adins, minimizând explicit funcțiile video ale camerelor lor foto. Gen, uh, da, are și filmare camera asta foto, dar nu vorbim despre asta, că până la urmă și în primul rând este o cameră foto, nu? Și noi ne dădeam de ceasul morții și de pereți, iar ei continuau să-și mulțumească publicul de fotografi exclusivi și exclusiviști, ca să nu zic de modă veche. Și uite, într-un anume sens, atitudinea asta a producătorului parcă s-a perpetuat până în ziua de azi și tocmai de-aia am de gând să le bag bățul prin gard în acest video, în care voi trata subiectul acestei superbe bestii care este Canon R5 și nu voi sufla o vorbă despre foto. Nu voi afișa nici măcar o singură poză. Pur și simplu nu mă interesează. Voi vorbi doar despre filmare. Aștept acest payback de 12 ani încoace și am să mă recoresc. Canon, n-aveți decât să vă supărați pe mine, dar ar trebui să înțelegeți că tot acest rant și această abordare ce ar putea părea îngustă și exclusivă este nu pentru că vă urăsc, ci tocmai pentru că după 12 ani de frustrări încă vă iubesc. Și nici de sprânceana ridicată disprețuitoare a fotografilor de oh, mega fițe și figuri care se uită cu condescendent la mine nu-mi pasă nici cât negru sub unghie. Am făcut această extrem de lungă introducere pentru a poziționa cu adevărat această apariție, pentru că da, R5 este o apariție, cu A mare. Este de parcă gigantul Canon s-a scuturat din somnul cel de moarte și a zis, gata mă, mergem all in. De fapt, primele semne de trezire și odată cu ele primul licăr de speranță pentru fanii diehard ca mine, au apărut odată cu primul lor mirrorless full frame EOS R. Zic, ita mă, că Canon și-au adus aminte că pot, mai trebuie să arate și că vor. Da, este invers decât în bancul ăla cu și vreau și pot, dar de ce atâta grabă, nu? Și nici că s-au grăbit. Dar când uriașul s-a trezit, a făcut-o magistral. A făcut-o de parcă a vrut să spele într-un singur val potopitor toată așteptarea și frustrarea celor ca mine. R5 filmează 8K RAW, in camera, direct. Filmează 4K la 120 de cadre pe secundă. Filmează în silog, este mirrorless și are un senzor full frame de 45 de megapixeli. Are stabilizare pe 5 axe și ecran rabatabil și câte și mai câte. Am crezut că am orgasm multiplu ca femeile când am văzut pentru prima oară întâiași dată specificațiile acestei camere și n-am mai avut liniște. Eram într-o scurtă, scurtă vacanță de doar 2-3 zile amărâte și îmi venea să o iau pe jos spre București. Și dacă nu l-am tocat pe bietul George de la Canon să o văd și eu, de cred că mai avea un pic și îmi bloca numărul. Dar hai să detaliem un pic miracolul. Am spus încă de la început că nu voi insista pe partea de foto și că în vreme ce fotografilor asta li se va părea o blasfemie, voi fluiera totuși în biserică. Ați primit destule timp de 12 ani și chestia e că le primiți și acum. Pentru că nu vă lăsați păcăliți. Știu că mai exagerez în extremismul meu, dar R5 este o bestie inclusiv pe foto. De fapt, asta am adorat și la 5 de Mark 2, că așa cum spuneam, era un 2 în 1 senzațional. Cameră foto și video, ambele de top pentru vremea aia, în același body. E, așa este și R5. Pe foto rupe fâșiu, 45 de megapixeli și 12 cadre RAW pe secundă cu shutter mecanic și 20 pe shutter electronic. Forță, frate! Cu alte cuvinte, dragi fotografi, rest assured, R5 este probably the best photo camera in the world, probably. Da, exagerez, sunt și altele și mai tari și evident cu mult mai scumpe. Dar ceea ce vreau să spun este că R5 nu neglijează segmentul foto cu nici măcar o firimitură. Focusul pe fotografi rămâne la fel de intens cum a fost și în toți anii trecuți, spre exasperarea mea și a videografilor în general. Este o cameră foto până la urmă, nu? Doar că de data asta am primit și noi, videografii, în sfârșit ceea ce visam. Și dear God sau dear Canon, mă rog, am visat la multe, dar la 8K RAW in camera nu mă așteptam. Și nu neapărat pentru că Canon mi-a creat reflexe de câine bătut care nu primește de mâncare, ci pentru că legile fizicii și tehnologiei zic că este complicat. Cât de exemplu se încinge. Și aici ajungem la o discuție de o stupizenie fără margini. Am observat în online o polemică aprinsă și nesfârșită pe subiectul ăsta. Bă, voi scăzuți în cap? Adică tocmai ați primit prima cameră 8K RAW accesibilă din lume și asta este singura chestie pe care o puteți dezbate, că se încălzește camera și care are o limită de înregistrare de 20 de minute în formatul ăsta? Păi ce ai vrea tu, blea? Să tragi nuntica în 8K RAW? Nu te supăra că te întreb vorba lui Caragiale. Amice, ești idiot? Sau vreun concert de muzică sinfonică de 3 ore? Sau ce anume? Că nu te supăra și un film artistic sau un videoclip dacă faci. Bănuiesc că nu vrei să-l tragi pe tot dintr-un singur cadru. Mă gândesc, nu? Cum e asta, bă, cu eterni ăștia nemulțumiți? Adică ai înghițit în sec 12 ani și acum te ridici cu pretenții. Și știi ce? nu e problemă că te ridici cu pretenții, ci cu faptul că ele sunt absurde. Doamne ce m-am săturat de ăștia care vorbesc doar ca să miște aerul. Știi ce? Dați-mi-l -mi bă mie, că n-am nicio problemă cu limitarea asta de 20 de minute în 8K raw. A, ci că am proiecte mari și jmechere unde îmi trebuie să pot filma 8K raw fără limită. Păi ia bă băiatule Red Helium sau cum dracu se cheamă aia și gata, blea, nu mai ai probleme. Dar tu vrei și cu dânsa întrânsa și cu sufletul în rai. Ce și cu oamenii ăștia bă, te capul. Ca să nu mai spun că mi-am cumpărat primul în România Blackmagic Pocket 6K. Și gici de câte ori am filmat 6K RAW, în condiții în care filmăm și montăm zi lumină, 7 zile pe săptămână, de la YouTube și până la reclame. De două ori într-un an. Deci hai să mai terminăm odată cu prosteala asta online, cu SYNCINGER 5 când filmez la greu 8K RAW. Și leu ce mă fac că am limitare de 20 de minute per fișier. Așteaptă dracu alea câteva minute și mai tragi un fișier de 20 de minute și tot așa. Și nu te mai căca pe tine. Shut the fuck up and just shoot. Deci cel mai probabil da, nu vei filma 8 carou de dimineață până seara, dar este atât de mișto și de reconfortant să știi că ai acolo această opțiune pentru proiectele cu adevărat speciale și eventual bine plătite. Eu votez fără să clipesc. Și aici am să vă mai spun una. R5 nu este singura cameră lansată acum de Canon. Dacă R5 este crem de la crem, atunci R6 este frățiorul mai mic. Și apropo de videografie, poate chiar mai interesant din anumite perspective. Cu alte cuvinte, R6 este tot un mirrorless și tot full frame, doar că senzorul nu mai are 45, ci 20 de megapixeli. Hai să ne aplecăm un pic asupra acestei prime deosebiri și ceea ce unora în mod greșit li s-ar putea părea o veste proastă, ar putea fi exact invers. La aceeași mărime a senzorului, adică 36 cu 24 de mm, pixelul propriu zis este o dată și jumătate mai mare decât la R5, ceea ce ghici ce se traduce printr-un răspuns mai bun în lumină slabă. Iar asta nu-i puțin lucru și ca dovadă sensibilitatea isonativă a lui R6 se duce până la 102.400 Versus 51.200 în cazul lui R5 Apoi încă ceva Deși ambele au dual slot O chestie esențială atât în fotografie cât și în videografie În cazul lui R5 avem un CF Express și un SD În vreme ce la R6 avem două carduri SD Partea bună e că CFE Expressul pentru R5 este extrem de rapid și prin urmare capabil să înregistreze date inclusiv în acel monstruos format 8K RAW. Iar vestea proastă ar fi că e și monstruos de scump. Și de fapt, pentru că toți ziserăm de 8K, R6 nu registrează în acest format deloc. Fie el RAW sau comprimat și nici 4K120. El duce maxim 4K60, 422, 10 bit H265, in camera. Ceea ce de fapt este și ce își doresc cei mai mulți dintre utilizatori. Și mai ai și posibilitatea de a înregistra în același 422 10 biți într-o compresie și mai bună via HDMI pe un recorder extern. Opțiune disponibilă și pe R5. Pe principiul, dăm break Canon un 4K60 și lasă fițele. Ok, o altă diferență ar fi că R5 are un display insesizabil mai mare, cu 0,2 inch și cu o rezoluție un pic mai bună. Dar mai ca -și paria că nu veți vedea asta cu ochiul liber și cu certitudine nu te va incomoda prea tare treaba asta. Și R5 mai are și un vizor de rezoluție mai mare. R5 mai are și posibilitatea de a se conecta la Wi-Fi pe 5 GHz versus 2,4 și pe Bluetooth 5 versus 4,2 pe R6. De partea lui R6 sunt durata mai mare de viața bateriei, logic, nu? La foto, chiar cu vreo 40 de cadre, greutatea mai mică, cu vreo 50 de grame, bufferul mai mare, dar mai important decât toate astea la un loc, prețul mult, mult mai mic. Și acum ajungem la întristare, adică la nota de plată. Am să discut un pic despre prețurile de afară și alea din România. Pe BH Photo Video, luat de mulți care per, R5 este 3.900 de dolari body only versus 2.500 cât este R6. Așadar, un gap între ele de nu mai puțin de 1400 de dolari. Jesus! Iar pentru România, țineți-vă bine, am luat orientativ prețurile de pe F64: 22.300 de, de lei, adică nu mai puțin de 4.600 de euro la cursul BNR de azi pentru R5, versus 13.350 de lei, adică 2.760 de euro pentru R6. Și uite ce! Cu excepția absolută a faptului că ai avea nevoie cu adevărat sau ții morți să filmezi. 8K sau 4K 120, R6 s-ar putea să fie alegerea genială pentru tine ca videograf. Eu știu că voi merge pe R5 pentru că tare mă mănâncă în fund grav de tot, mai exact 2500 de, de euro în plus, dar rațional vorbind există prea puține motive ca să nu alegi R6. Camera asta are capabilități excepționale, senzor full frame, înregistrare 4K 60 4.2.2 10 bit in camera și via HDMI, are stabilizare pe 5 axe, un autofocus de vis, un body senzațional și tot ceea ce ar putea visa în momentul ăsta orice videograf. Și apropo de body, R5 și R6 sunt destul de asemănătoare, solide ca stânca și sigilate la intemperii. Și ăsta este poate și unul dintre motivele pentru care R5 se mai și încălzește, pentru că nu are aerisiri și o răcire activă. Este un trade-off, nu poți să le ai pe toate, iar Canon au decis că acest sturdiness și weather sealing sunt mai importante. Și n-aș zice că a fost alegerea greșită. Mai ales atât timp cât poți trage 22 minute de 8K RAW in camera. În rest, ele păstrează acel feeling și look Canon, grip extraordinar, rigiditate, comenzi plasate impecabil și extrem de utile și funcționale și, nu în ultimul rând, familiaritate. La fel și în meniu, familiaritate atât de iubită de utilizatorii acestei mărci. Se deosebesc puțin. R5 are un mic display acolo unde R6 are acea rotiță care schimbă modurile de operare ale camerei. Nici că m-ar putea incomoda mai puțin. În rest, ele folosesc aceleași baterii LP6 din care am o târlă, ceea ce iarăși este un lucru bun. Urăsc când producătorii schimbă sistemul că asta mă bagă la alte și alte cheltuieli și tot așa. Și acum după aceste foarte succinte detalii, succinte pe dracu că iar am ajuns la 20 de minute, let's get personal. Am filmat cu R5 și oh boy, iar am avut orgasm multiplu. În afară de faptul că am regăsit în R5 tot ce am iubit pe vremuri la 5 de 2, adică ce ai iubit la tinerețe nu mai uzi la bătrânețe, camera este tot ce mi-am dorit și chiar mai mult decât atât. Să mă explic. Când mi-am luat blackmagic 6K, am zis ce -mi trebuie mie autofocus, ce -mi trebuie mie stabilizare, ce -mi trebuie mie ecran rabatabil, ce -mi trebuie mie body sigilat la intemperii și mamă, mamă, ce mi-au trebuit. În condiții de studio, n-am de ce să mă plâng, dar în deplasare, muică, ce am mai plâns după ele. Și exact pe astea mi le-a oferit R5, Pe lângă senzorul odată și jumătate mai mare decât la Blackmagic. Și pe lângă faptul că are toate cele de care eu am nevoie la filmare, intrare de microfon, de căști, de HDMI, până și portul USB-C. Și când am spus chiar mai mult decât atât, nu am exagerat absolut deloc. Ia fiți atenți la asta, ce găselniță genială! Seria R vine cu o târlă de obiective pentru noua montură. Iată aici și câteva dintre ele, atât în variante obișnuite, cât și în variante L. Și cred că doar astea ar merita un întreg video doar pentru ele. Dar nu avem timp acum. Am folosit acest 24105L cu F4 și stabilizare, foarte bun și acoperitor pentru o mulțime de scenarii de filmare, dar am descoperit și o gemă. Onestemată! Așa cum spuneam, am deja o grămadă de optică de la Canon pe vechea montură pentru DSLR. Optică excepțională și acum. Iar Canon s-au asigurat că noile camere sunt back-compatible, adică ai posibilitatea să pui pe noile camere R vechea ta optică. Evident, cu ajutorul unui adaptor activ care transmite datele către body și prin care poți controla obiectivul. Foarte frumos și cinstit din partea lor, doar că nu s au oprit aici. Parcă pentru a compensa anii mei de frustrări au mai adăugat ceva. Pentru mine poate mai important decât însă și înregistrarea 8K. Au pus pe acest adaptor, iată, filtre ND. Acele vitale filtre neutrale care să-ți permită să folosești diafragme deschise, inclusiv în lumină puternică. Un factor cheie pentru orice filmare decentă de exterior. Dacă până acum pe absolut orice cameră foto cu veleități video a avea ND însemna să pui acele mari, greoaie și disgrațioase sticle, filtre, cum vreți să le spuneți, înșurubate în botul obiectivului și în funcție de calitatea mai bună sau mai proastă, fie vinietau, fie dădeau diverse casturi de culoare, now it's over. În adaptorul acesta, care permite montarea obiectivelor clasice EOS, iată, pe montură R, Pot spune acum filtre ND, filtre care se regăsesc pe toate camerele video dedicate bune. Și faptul că ele se află între senzor și obiectiv, așa cum și trebuie să fie, faptul că sunt fizice și reglabile, este nici n-am cuvinte. Fabulos, senzațional. Păcat că nu s-au gândit la o astfel de soluție, inclusiv pentru optica nativă EOSR. Ce ironie a soartei, să ai filtre ND pentru vechea optică, și să nu ai pentru aia nouă. Dar eu nu pot să zic decât mersi și să mă tem că nemulțumitului se ia darul. Și drăcia asta de aici costă câteva sute de euro. Și aș zice că n-am intenționat să cheltuiesc niciodată mai bine decât acum banii ăștia. Este pur și simplu genial să poți filma în crucea a miezii, cum am și făcut în imaginile astea de pe circuit, cu shutter 1 pe 60 la f2.8 din mână, și cu autofocus continuu, cu această nemaipomenită stabilizare in body, direct pe senzor. Și apropo de acest adaptor și de stabilizarea pe senzor, am avut încă un orgasm multiplu când am montat pe R5 vechile mele obiective Zeiss mecanice cu F1.4. Iar imaginea arată oh boy, oh boy. Din păcate nu vă pot arăta prea mult din ceea ce am filmat, chestie pe care cred că deja ați remarcat-o. Asta pentru că încă există niște restricții. Aceste camere cu care m-am jucat eu aici, adică atât R5 cât și R6, sunt doar sample, nu versiuni finale și comerciale. Prin urmare, Canon și-a dat cu greu acordul să mă lase să public până și aceste imagini. În fine, asta e. Mai pot să mai rabd încă o lună până va veni al meu, pentru că sigur va veni. I put my money where my mouth is. Și știți că așa sunt eu și atunci vă voi putea delecta inclusiv cu 8K RAW. Și apropo de asta, pentru cei care se întreabă cu ce dracu voi edita așa ceva, vă pot spune din țeavă că nu asta e problema. Am testat atât pe Threadripper cât și pe excelentele Ryzen 3900X și 3950X și merge. Mai lentuț un pic, dar merge. Problema însă va fi la stocare, aia e cu cântec. Am vreo 40 de tera pe un NAS, 4 harduri de 10 tera în raid, dar n-aș băga mâna în foc că sunt suficient de rapide și nici nu am o conexiune la NAS gen Thunderbolt, ci un USB 3 oarecare. Vedem. Să ajung eu să am problema asta și văd atunci cum o rezolv. Plus că n-am de gând să-mi filmez clipurile de YouTube în 8K RAW, că n-am înnebunit. Sau vreo nuntică. Proiecte speciale, așa cum spuneam. La o adică poți edita imaginile pe niște SSD-uri NVMe și uite, am luat deja 4 din astea, câte 500 de gigi fiecare, Samsung 970 Pro. Și apoi mut proiectele pentru arhivare pe NAS. Mai vedem. Da, le-am avut câteva ore pe R5 și R6 într-un weekend la circuit și m-am jucat cu ele așa cât să zgârii suprafața și deși nu-mi stă în fire să mă pripesc, aș zice că din potrivă sunt obsesiv-compulsiv și mă succes și mă răsucesc de 100 de ori până iau o decizie atât de scumpă, de data asta am să spun doar atât. Canon, shut up and take my money. Și asta pentru că R5 și chiar R6 sunt tot ce am așteptat și chiar mai mult decât atât. Canon par să se fi trezit din somnul cel de moarte și au mizat all-in cu aceste camere. Da, sunt scumpe, dar atenție, nu sunt niște point and shoot cu care faci poze în vacanță. Sunt pentru oameni care intenționează să-și scoată banii cu ele, fie ei fotografi sau videografi. Nu sunt un moft, sunt unelte cu care unii își pun pâinea pe masă. Și dacă le privești așa, parcă nu mai sunt atât de scumpe. Sigur, pe umărul ălălalt am și eu ca în Tom și Jerry un îngeraș care îmi zice Băi, ești sigur? Bă, nu cumva ești iar bulimic după jucării? Promit să revin cu mai multe filmări și poate chiar poze, dragi fotografi, nou pun intended, nu vă supărați pe mine, atunci când camera va fi a mea și nu vor mai fi restricții privind footage-ul, conținutul de publicat, pentru că atunci voi avea deja de a face cu o versiune comercială și nu cu un sample. Amin. Ar putea părea că acest video a avut un subiect de nișă despre niște produse foarte scumpe, pe care mulți dintre cei de pe acest canal poate nici măcar nu le vor vedea vreodată în carne și oase, dar amite să și le cumpere. Dar ar putea părea așa. Dar țineți cont de aceste aspecte. R5 este a technological marvel, un miracol ingineresc și aș spune fără să clipesc, Prima cameră 8K RAW accesibilă din lume și face onoare acelui mare deschizător de drumuri care a fost 5 de Mark II. Asta dată. Apoi, el ar putea să însemne un nou salt în ceea ce privește conținutul, pe care chiar cei ca mine îl produc și pe care chiar cei ca voi îl consumați aici pe YouTube. În general zic, nu mă refer neapărat la 8K, ci la calitate, la posibilitatea de a face crop în imagine și așa mai departe. Democratizarea tehnologiei cum ar veni și accesul la funcții și capabilități până mai ieri disponibile pe bani inaccesibili nouă muritorilor de rând. Și nu în ultimul rând, mă uit la ofensiva asta deocamdată timidă a televizoarelor 8 despre care am mai vorbit și noi aici pe canal, și abia aștept să-mi produc propriul meu conținut, măcar atunci când le testez. Sunt argumente cel puțin suficiente pentru mine cât să-mi alunge îndoielile. Eu vă mulțumesc pentru răbdare dacă ați ajuns până aici, la finalul acestui video, cât tânăr și neliniștit sau mai lung. Bine, nu mai sunt eu atât de tânăr, dar de neliniștit la prețul ăsta nu prea e cum să nu fi. În fine. Hai cu algoritmul în secțiunea de comentarii. Cum vi s-au părut R5 și R6? Credeți că își va lua Canon înapoi coroana de rege al filmatului cu camera foto? Mă gândesc la competiția acerbă. Își merită banii? Voi ce credeți? Cum vi se pare povestea asta cu filmarea 8K? Are sens? Sau mai bine bag o poală de bani în buzunarul ălălalt și mi-au -mi R6? Dacă vi s-a părut că are sens ce am bălmăjit eu pe aici, abonați-vă în zonă, așa ne puteți răsplăti munca. Și dacă nu o faceți, nu-i panică, aveți voi motivele voastre. Eu vă mulțumesc și vă urez baftă tuturor!